Poliția comunitară se transformă începând cu data de 1 iunie în poliția locală Zaleu și urmează să primească atribuții sporite, însă doar pe hârtie. Oficial, polițiștii comunitari vor îndeplini aceleași atribuții, iar armele din dotare vor rămâne neschimbate. Singura noutate o reprezintă inscripționarea poliția locală de pe uniformele rămase cu aceleași caracteristici ca și până în prezent. Pentru a primi în dotare armament cu muniție neletală, polițistul comunitar trebuie să urmeze un curs de perfecționare cu durata de 90 de zile într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Pentru că nu sunt bani și nici locuri pentru acest curs, polițiștii vor avea aceleași dotări ca și până acum. Tonfă, spray lacrimogen și cătușe.